Reprezentanții primăriei Slatina au trecut în această dimineață pe la școlile în care s-au desfășurat meciurile finale ale Olimpiadei Școlare, aflată la prima ediție. Au vrut să-i vadă pe copii în competiție și să le înmâneze premiile câștigătorilor. M-am simțit din nou copil, mă bucur foarte mult de acești copii minunați că au venit să facă mișcare la această Olimpiadă Școlară, care a fost aprobată în Consiliul Local de către Primăria Municipiului Slatina. Olimpiadă Școlară pe două categorii, fotbal băieți și handbal fete, unde am premiat fiecare categorie de vârstă, fiecare clasă, cu câte un premiu care a constat în mingi de fotbal, mingi de handbal, diplome de participare. Copiii, mai mari sau mai mici, au privit fiecare meci ca pe o mare provocare, s-au încurajat unii pe alții și au desemnat capitan de echipă și au intrat încrezători pe teren. Sunteți pregătiți pentru meci? Da, foarte pregătiți. Cu cine o să jucați? Cu a treia B. Sau cu a doua. Ce zice, sunteți mai buni voi? Da. Credem. Ai emoții? Puține. Și eu. Mai multe. Ai zis că ești cel mai bun? Da. Cine ți-a spus? Toți. Așa spun colegii. Da. Îi triplează. Este rapid. Ne face pe toți. Foarte bine. Trece mingea de sub picioarele lor. A fost obositor, dar a fost bine. Ați câștigat? Da. Ați avut adversarii dificili? Cât de cât. Cum vă pregătesc pentru meciul ăsta? Nu ne-am pregătit foarte mult, dar am câștigat. Anul viitor participați? Cred că da. Ți-a plăcut? Da. A fost dificilă. Am avut cu echipieri destul de buni, dar am reușit să câștigăm la 7 metri. A fost un meci strâns. A fost foarte strâns. Meciul a fost echilibrat. Reprezentanții unităților de învățământ au primit cu brațele deschise competițiile propuse de organizatori. La gimnaziu iau un program câte 2 ore de educație fizică pe săptămână. Iată, cu aceste concursuri de fotbal, de handbal, organizată de Consiliul Local al Municipiului Slatina, suplinim, dacă se poate spune așa, o lipsă, adică lipsa celei de-a 3-a ore pe săptămână. Este o idee foarte bună și cred că trebuie continuată această inițiativă a Consiliului Local, dacă se poate, prin organizarea și altor concursuri, sâmbăta, duminica, copiii trebuie să facă mișcare, pentru că mișcare înseamnă sănătate. Primăria Slatina a organizat anul acesta pentru prima dată competiția numită Olimpiada Școlară. S-au înscris în concurs elevi de clasele 1-8 de la 12 școli din oraș.